Este o perioadă foarte aglomerată pentru toate echipele care joacă în EHF și s-au făcut multe greșeli în acest meci și cred că publicul a avut un impact foarte mare asupra echipei gazdă, însă cred că pe sfârșitul meciului noi am reușit să gestionăm puțin mai bine anumite situații și cred că acolo s-a făcut diferența. Era o surpriză mare dacă bătea Tăbușul sau în trecut ați mai avut de face cu surprize de genul? Ne-am gândit, bineînțeles, că s-ar putea să se întâmple, însă am tratat meciul cu seriozitate și am încercat să ne facem datoria pe cât posibil. Dar de ce diferența asta foarte mare între meciul din campionat și cel de astăzi? Deoarece sunt foarte multe jocuri. Oboseală, da. Da. Ai spus ceva de public. În ce sens a pus presiune pe noi? Da, a pus presiune pe noi și a dat tonus, așa, oarecum, echipei gazdă. A făcut diferența cumva și faza de apărare. Încă s-a jucat foarte mult. S-au pierdut multe minți sau... Da, da. S-au mișcat foarte bine fetele apărare și, nu știu, a fost un joc destul de echilibrat. Fizic cumva? Și fizic, spune de... Și fizic, clar, bineînțeles. S-au făcut foarte multe greșeli în ambele tabere. Dar pe sfârșitul partidei, jocul s-a decis pe baza gestionării situațiilor cheie. Și mulțumesc!